Doi arhitecții ruși vor să facă avere cu o invenție pentru pasagerii obosiți. Ei au instalat în aeroportul Șeremetievo din Moscova așa numita cutie de somn. Bungalow-ul, lung de 2 metri și jumătate și lat de aproape 2 metri, e prevăzut cu un pat și o măsuță. În plus are instalație de aer condiționat, dar și ferestre. Orice pasager se poate odihni aici, bineînțeles, contra cost. Cutia de somn poate fi închiriată însă doar pentru o jumătate de oră. Am început.